pom care nu a fost curățat de foarte mult timp. Observați ramuri rupte, afectate de boală, uscate, o coroană din care nu înțelegi nimic. Haideți să vedem ce putem să-i facem. Vă salut, gospodar, și bine ne-am regăsit la un nou clip. Astăzi am o lucrare de control să curăț acest păr care, din punctul meu de vedere, este crescut destul de rău. Are o coroană neîngrijită, nu a mai fost curățat de foarte mult timp. Priviți partea terminală, observați, are un ax concurent pe care trebuie să-l elimin de acolo. Sunt câteva zone mai aglomerate unde trebuie să intervin. Ramuri care au fost rupte datorită zăpezii, greutății zăpezilor și a fructelor. O problemă foarte gravă pe care o întâlnesc tot mai des prin ghivezi. Și plus ramuri care prezintă urme de boală, uscate. Mă rog, sunt foarte multe nereguli la acest pomișor, dar o să încerc să-i dau vigoarea și puterea să rodească și în acest an. Și sigur, 100% fructele o să fie de altă calitate. Atenție mare, când vreți să curățați pom de acest fel, în primul și în primul rând încercați să faceți lumină pe interior, eliminați ramurile care vi le-am spus puțin mai devreme, normați rodul pentru că el automat a rodit foarte mult și părul în general, părțile terminale și șarpantelor încep să usuce la o anumită perioadă, așa că mai trebuie scurtate, plus că nu trebuie să dăm rodul jos, rod care la păr este prezent pe țepușe, pe nuielușe, pe mlădițe. Acum diferă de la soi la soi aceste ramuri care rodesc. Se pune în felul următor. Rodul se poate observa foarte ușor pentru că el este prezent prin niște muguri floriferi care sunt mult mai dezvoltați. Mugurii vegetativi îi găsim pe părțile laterale, părțile axiale ale ramurilor anuale și aceia sunt mici, mult mai mici. Tot ce vă trebuie ca să curățați un pomișor este să aveți o foarfecă, să aveți o scară pe care o vedeți acolo și un fierăstău, toate dezinfectate, mai puțin scara, că aceea nu o dezinfectăm, ca să nu facem anumite greșeli. Și unde este cazul, în tăierile cu diametru mare, folosim masticul pentru a feri pomul eventuale boli care se pot localiza în zonele unde noi am tăiat mult mai mult, adică un diametru, tot ce pleacă, dorește de la 3 cm în sus, putem să-i dăm mastic. La sfârșitul toaletării, un tratament cu o substanță bază de cupru, dezinfectare, cicatrizarea rănilor și totul este rezolvat. Părțile terminale încep să se usuce. Deci eu am aici o ramură care este cam 90% uscată și această ramură care mai are ceva viață în ea, dar este crescută în interior, vine pe acolo o aglomerare, așa că o să rămână decât această șarpantă. Aceste ramuri de sub schelet, observați, au anumite curburi care au rodit. Observați, anumite zone care au rodit. Deci eliminăm această ramură care nu avem nevoie de ea. Tăierile încercăm să le facem la inel, dar și încep pentru a înlocui anumite ramuri care au rodit în mai mulți ani și trebuie să înlocuite. Înlocuirea se face prin acele creșteri pe care le dobândim noi prin tăierea în cepi. Facem aici o deviere interior, aceasta este ruptă. O vedem. Tem la inel ca să nu mai avem probleme anul următor. Aici la fel avem o ramură care este destul de lungă, cu câțiva pindeni țepușe și atunci trebuie să lăsați. Aici este o ramură bolnavă, la fel. Aici avem o zmicea care prezintă doar muguri vegetativi și urmează ramură ruptă. Ramură uscată, exact cum v-am spus, la un moment dat, ramurile care rodesc mai des se vor usca. Priviți, aceasta este deja ruptă de aici. O altă ramură uscată. Multă uscătură. Pe
căutat să nu degarnisiți foarte mult zonele, pentru că degarnisind masiv nu o să mai aveți fructificări. Aceasta este. Dacă întâlniți ramuri care cresc vertical, puteți să le scurtați la inel. Prin acest lucru sunteți siguri că nu o să mai aveți creșteri în acele zone nedorite. Vedeți, aici avem un șot. Bun. Dar această zonă nu o dă în jos, pentru că sunt prezente câteva mlădițe care o să rodească. Și continuăm. Și să spunem că prima zonă este curățată. Ați observat ce am făcut în mare, am făcut un pic de lumină, am eliminat absolut toate ramurile crescute greșit, am lăsat ramurile care rodesc și care sunt viitoare de rod, plus am eliminat toate ramurile care prezentau semne de boală și care erau rupte. Acum o să merg la etajul următor. Trebuie să vă asigurați mereu că scara este bine pusă, să nu aveți neplăceri, să mai cădeți, să mai pățiți cine știe ce necazuri. Sunt pății, nu de alta. Nu lăsați cioate. Cioate sunt ramurile care s-au rupt. Și au rămas părți din ele acolo, pentru că acele cioate ascund tot felul de probleme. Atât, aici avem o aglomerare, sunt foarte multe ramuri rupte, așa ceva nu prea am văzut. Foarte multe ramuri rupte. Din cauza greutății fructelor și nu numai. Părul, în general, când este uscat, este foarte, foarte tare, dar când este verde, atunci ramurile se pot rupe foarte ușor. Nu vă speriați că tai prea mult cu fierăstrău, dar sunt ramuri care sunt uscate, ramuri care sunt greșit crescute. Nu le putem lăsa așa. La semințoase este necesară tăierea la inel. Nu avem foarte multe crește anuale, dar în cazul acestui păr o să folosesc și tăieri la cepta lipsei de ramuri roditoare care să le locuiască pe acestea pe care le dau jos. Deci o să mai tai și încep. Încercați să nu lăsați ramuri după ce ați tăiat în pom, să nu le lăsați, pentru că acolo vin și se instalează dăunători buni. Este destul de dificil, dar ușor, ușor rezolvăm problema. Aveți grijă și când trageți de ramurile tăiate, pentru că prin tragerea lor cu putere puteți să distrugeți zonele care rodesc, pentru că ramurile anuale și cele care sunt un an, doi, se deteriorează foarte, foarte ușor. Aici sunt mai multe vetre de rod, adică vată de rod însemnând mai multe zone cu burse de rod, mai multe suprapuneri, să spun mai corect. Cam ceva de genul ăsta. Eu scutur mereu de aceste ramuri ca să le elimin, să nu le mai las în pom. Observați, acum o să tai o ramură pe care mulți o să zică că o tai greșit. Vedeți, această ramură de sub schelet se intersectează cu această ramură. În acea zonă există o rană, deci nu o puteți observa. Eu trebuie să renunț la una dintre ramuri. Aceasta sau aceasta. La care renunțăm. Această ramură undeva mai sus prezintă o urmă de boală plus
este și fisurată. Aceasta este deja mai tânără și are undeva în partea superioară câteva mlădițe, câteva zone care vor rodi. Așa că neapărat această intersectare o să o scot și vreau să vă arăt și dumneavoastră zona unde ea deja avea rană. Această zonă unde prezintă urma de boală plus zona unde s-a intersectat. Și la fel există rană. Deci din acest motiv eu le-am tăiat. Cineva putea spune, domnule, păi le-ai tăiat că nu era bine, că trebuia să le lași acolo. Asta e. De multe ori trebuie să renunțăm la anumite ramuri să prevenim o boală viitoare care se poate instala fără acordul nostru. Cea mai indicată coroană la pomii fructiferi, în cazul perilor vorbim, este coroana cu ax. Ținând fructele mai aproape de ax, fructele o să fie mai de bună calitate, ramurile nu o să rupă, nu o să aveți probleme cu ele, plus că în cazul părului, făcând niște fructe mai mari, mult mai mari decât, să spunem așa, anumite soiuri de mere sau eu știu, și chiar alte soiuri de pere, ele necesită mai multă siguranță. Adică, vă dați seama, pe o ramură ca aceasta nu poate să stea 3 pere, niciodată în viața lor. Așa, pe o ramură ca aceasta, dar aici, sigur, o să susțină. Niciodată nu trebuie să lăsați aceste devieri, ca ramura pe care dumneavoastră i-ați făcut transfer să fie mai groasă de ramura de unde a plecat. Deci aici la Nina, să fie cam 1 pe 3, deci o treime să fie grosimea de unde a plecat. Că la fel, fiind mai groasă, aceasta o să dezvolte mult mai masiv și cu timpul o să se rupă. Deci nu o să țină, pentru că zona de unde a plecat este o zonă nesigură, ea mai ales fiind mult mai subțire, mult mai redusă decât ar trebui. Și aici la fel, zone de garnisite masiv, ramuri uscate. Oameni buni, gata. Am rezolvat problema, cam așa arată. Am eliminat exact tot ceea ce am spus. Într-adevăr este o degarnisire mai masivă pentru că am întâmpinat câteva probleme datorită a multor ramuri uscate, afectate de boli de dăunători și asta ea trebuie să le scot. Vor să fie alte creșteri noi care vor rodi și vor acoperi anumite zone unde sunt probleme în coroană, adică probleme de genul într-o parte vedeți că este mai bine echilibrată coroana, în altă parte mai puțin bine, să spunem așa. Urmează un tratament cu substanțe cuprice și așteptăm rezultatele care o să vină la toamnă. Sper să fie niște rezultate pozitive, omul să fie mulțumit și de ce nu fructele să fie pe măsura așteptărilor. Toate cele bune și cam așa arată un păr curățat. Numai bine.